Policlinica din Târgu Jiu va fi închisă pe 2 ianuarie, medicii și asistentele din ambulatoriu având zi liberă. Totodată și conducerea instituției va beneficia de același program. Singurii care vor lucra vor fi medicii de gardă și cei din unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu. Pentru asta, gărzile vor fi plătite aproape dublu. De Revelion, doar ziua de luni va fi zi liberă, unde policlinica și personalul administrativ vor sta acasă, restul secțiilor spitalului având program normal. Așadar, pacienții care au probleme, urgențe, se pot adresa Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu fără niciun fel de problemă, pentru că tot personalul nostru medical va fi la serviciu și se va ocupa de sănătatea gorjenilor. Astfel, un medic specialist este plătit cu 353 de lei pentru o gardă, însă în zilele de sărbătoare, acesta va primi 576 de lei pentru 24 de ore lucrate. Medicii primari sunt plătiți cu 436 de lei pentru o gardă normală, iar în seara de Revelion vor fi răsplătiți cu 710 lei.